Permiteți-mi în această seară să vă invit să redeschideți Cartea Sfântă în primul capitol în Cartea Faptele Apostolilor și pentru că de mâine vom sta înaintea Domnului să ne rugăm pentru umplerea cu Duhul Sfânt, aș vrea în seara aceasta să predic în legătură cu unul dintre aspectele implicate în această lucrare. O să vă rog în cinstea Stăpânului să vă ridicați în picioare și să citim versetele de la 12 la 14. Capitolul 1 din Fapte, versetele de la 12 la 14. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care era lângă Ierusalim departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă reașezați. În seara aceasta vreau să predic despre cele trei daruri ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat omenirii trei mari daruri. Darul îndrumătorului, darul mântuitorului și darul mângâietorului. În Exod, în capitolul 20, Biblia prezintă un popor de prizonieri evrei scoși din robia egipteană, de un bărbat pe care Dumnezeu l-a trimis și l-a împuternicit pentru această acțiune, și omul acesta cu numele de Moise merge în fruntea acestui popor mare de sclavi, de probabil 2-3 milioane, și prin pustie merg spre Canaan, țara promisă. Și undeva, la jumătatea drumului aproximativ, la poalele muntelui Sinai, Dumnezeu îi spune lui Moise, vorbește cu poporul și spune-i să se oprească, stai 3 zile cu ei și sfințește-i, pentru că vreau să vă dau legea. Și acolo Dumnezeu le dă decalogul. Scriptura ne spune, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință, Galateni 3,24. Primul mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omenirii a fost îndrumătorul. Oamenii aceștia erau necivilizați, erau un popor de sclavi. N-a existat niciodată pe fața pământului o revelație atât de profundă din punct de vedere moral ca și legea pe care Dumnezeu a dat-o în cele 10 porunci și care a inspirat toate orânduirile sociale din istoria umanității. Acest îndrumător l-a lăsat Dumnezeu în popor. Sigur că el a fost înconjurat de multe alte legi, unele au fost ceremoniale și s-au încheiat când a venit mielul lui Dumnezeu și a murit pe cruce în persoana Mântuitorului. Altele s-au încheiat pentru că au făcut parte din legea socială și erau valabile pentru cultura lui Israel. Dar legea morală, acest îndrumător, scripturile, cartea lui Dumnezeu cea sfântă, a rămas pentru că este darul îndrumătorului. Cum am fi procedat noi dacă nu-l aveam? Cu ce făceam diferența între bine și rău? Bunica mea spunea lucruri diferite de bunica dumitale și tradiția din zona mea era diferită de tradiția din zona dumitale. Dar avem îndrumătorul, același pe tot pământul. Și Biblia conține așa vorbește Domnul. Avem încredere în această carte pentru că Dumnezeu s-a descoperit prin ea. Dumnezeu s-a arătat prin ea, El fiind nevăzut, fiind ființa infinită, eternă, dar spirituală. Îndrumătorul este darul lui Dumnezeu. Au încercat oamenii să-L distrugă, dar ei au murit și nu au reușit să-L distrugă. A rămas până astăzi vocea lui Dumnezeu între noi. Ferice de noi dacă o vom auzi și o vom împlini. Apoi este darul Mântuitorului. Îndrumătorul este Dumnezeu descoperit oamenilor, dar darul Mântuitorului este Dumnezeu venit la oameni.
Hristos a venit la noi și s-a întrupat într-o manieră accesibilă celor mai modești oameni de pe pământ. El nu s-a întrupat, cum spunem noi în iesle, ci el s-a întrupat într-un grajd. Sigur că după aceea a fost pus într-o iesle, dar este darul Mântuitorului Iisus Hristos. El a venit la noi ca să ne ierte păcatele. Fără el, astăzi, am fi sub pedeapsa lui Dumnezeu, vinovați de tot ceea ce am păcătuit. Și mânia lui Dumnezeu s-ar manifesta asupra noastră și nu ne-ar scăpa nimeni. După cum nu poți scăpa de un tichet că ai încălcat o anumită lege de circulație, tot la fel nu poți scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu pentru vinovăția păcatului. Este al treilea dar pe care Dumnezeu l-a dat Mântuitorului, primul la Sinai, al doilea la Betleem sau la Golgota și al treilea la Rusalii, la cincizecime, Duhul Sfânt coborât în oameni. Fiind înaintea acestei perioade de stăruință, aș vrea să vorbesc despre cel de-al treilea dar, evident, care pune în evidență rugăciunea insistentă a unor oameni care știu ce vor, care cunosc voia lui Dumnezeu și care doresc umplerea sau reumplerea cu o putere pe care ei nu o pot primi din altă parte. Dorința lui Moise era ca Dumnezeu să pună pe Duhul Sfânt peste tot poporul. El a știut cât de mare diferență a făcut în viața lui prezența Duhului. De aceea a spus să facă Dumnezeu toți să prorocească. De asemenea, dacă vă aduceți aminte de profeția lui Ioel, pe care o pomenește Petru în predica sa din ziua cincizecimii, el vorbește despre umplerea cu Duhul Sfânt, profeție care s-a împlinit în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt s-a coborât peste primii creștini și de atunci experiența aceasta s-a repetat cu milioane de oameni până astăzi. Terminologia pe care Scriptura o folosește în Noul Testament pentru a descrie botezul cu Duhul Sfânt este foarte variată și demonstrează complexitatea umplerii cu Duhul Sfânt, care surprinde diverse aspecte, diverse valențe a umplerii cu Duhul Sfânt. Priviți, vă rog, cele 8 verbe. A boteza cu Duhul Sfânt. A boteza înseamnă a scufunda în. Noi uneori spune, ai Duhul Sfânt, însă probabil că întrebarea ar trebui pusă altfel. Te are Duhul Sfânt pe tine? Dacă suntem scufundați în El, înseamnă că El ne înconjoară. Noi suntem în interior. De asemenea, a umple cu Duhul Sfânt. Aceasta vorbește despre faptul că paharul nu trebuie să aibă o parte goală, ci trebuie să fie umplut în întregime. Dumnezeu nu ajunge niciodată în criză. Resursele Lui sunt inepuizabile. Noi suntem un vas care, din anumite motive, suntem umpluți doar într-o anumită măsură. Biblia vorbește a umple cu. Asta spune că nu numai pe din afară suntem înconjurați de Duhul Sfânt, ci și prin interior suntem umpluți de El. A fi îmbrăcați cu putere. Una dintre cele mai mari nevoi în biserică este nevoia de putere în predicare, în conducere, în cântare, în orice acțiune spirituală este nevoie de mai multă putere. Nu vorbesc despre o manifestare a puterii care să facă faimos pe cineva, o instituție, o comunitate sau un om, ci vorbesc despre puterea lui Dumnezeu care se manifestă pentru împlinirea intereselor în împărăția lui Dumnezeu și pentru onorarea numelui lui Dumnezeu. De asemenea, un alt cuvânt, a cădea peste, pur și simplu a se prăvăli peste. Asta vorbește de instantaneu, de spontan. Pur și simplu ești afară și începe să plouă. Sau a se vărsa, a se turna peste. Un alt verb, a veni peste, a primi sau a da. Atunci când vorbim despre lucrarea Duhului în om, vorbim despre lucruri așa de mari, așa de multe, așa de complexe și uneori așa de greu de înțeles. Aș vrea să spun că atunci când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, trebuie să spunem că în istoria omenirii El a făcut câteva lucrări care au rămas ca niște repere
ale urmelor lui Dumnezeu în istoria noastră. Spre exemplu, El a făcut o lucrare creatoare în Trinitate. Asta înseamnă crearea tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. O să citesc Geneza 1 cu 2. Pământul era pustiu și gol și fața adâncului de ape era și peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Există această lucrare creatoare a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Apoi, există lucrarea revelatoare, descoperitoare, arătătoare. Asta înseamnă că Dumnezeu s-a descoperit prin profeți și prin apostoli. Și această descoperire noi am numit-o Biblia. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează singură, că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia oamenilor, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul. Duhul i-a mânat, Duhul Sfânt a regizat, El a gestionat, El a organizat această lucrare de descoperire. Și Scripturile pe care noi le avem în forma Bibliei, pur și simplu sunt opera Duhului Sfânt. Nu trebuie să avem îndoieli și nu trebuie să ne întrebăm cum s-a întâmplat un lucru neînțeles de noi. Spre exemplu, Iona a fost înghițit de un pește și pe mal peștele l-a scos din stomac, l-a vărsat pe mal. Cum s-a întâmplat asta? Este simplu, prin puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a strâns această revelație și a păstrat-o până la noi. De asemenea, este lucrarea ecologiatoare. E un termen mai pretențios, nefolosit în limbajul obișnuit, dar asta vorbește despre providența lui Dumnezeu de a păstra lucrurile în starea în care le-a creat. Observați că ce a făcut Dumnezeu nu ruginește. Observați că ce a făcut Dumnezeu nu poate fi furat. De când e lumea, lumea există dimineață și ce frumoase sunt diminețile. Când te trezești împrospătat, nu mai ești obosit, în timpul nopții te-ai regenerat, te simți plin de viață și zici, Doamne, ce bine că mai mi-ai dat o zi. Și începi ziua cu entuziasm, cu bucurie și cu recunoștință față de Domnul. Ce frumoase sunt diminețile! Dumnezeu le-a creat și întotdeauna există o dimineață. Și să nu vorbim despre miliardele de lucruri create de Dumnezeu. Există de asemenea o lucrare soteriologică. Acesta este un termen din teologie, sotereo, înseamnă mântuire și vorbește despre lucrarea de mântuire realizată de Domnul Hristos după ce a fost proiectată de Tatăl și împlinită, aplicată de Duhul Sfânt. În cele 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt din Faptele Apostolilor, oamenii care au primit umplerea cu Duhul Sfânt, toți au fost mântuiți. Spun lucrul acesta pentru că astăzi mulți creștini întreabă, suntem mântuiți dacă nu avem botezul cu Duhul Sfânt? Răspunsul corect din Biblie este da. Și oamenii atunci întreabă, dacă suntem mântuiți și fără botezul cu Duhul Sfânt, de ce trebuie să mai ne rugăm ca să primim botezul cu Duhul Sfânt? Aceeași întrebare poate fi extinsă. Rugăciunea pe care o faci te mântuiește? Nu. Dar atunci de ce te mai rogi? Venitul la biserică te mântuiește? Nu. Dar atunci de ce vii la biserică? Citirea Bibliei te mântuiește? Nu. Dar atunci de ce citești Biblia? Nu toate lucrurile care le facem ne mântuiesc în sine, dar ele contribuie la mântuirea lui Dumnezeu în sensul de primire, de păstrare sau de consolidare. Botezul cu Duhul Sfânt, atunci când înțelegem în amănunt voia lui Dumnezeu, el ne explică faptul că este oferit oamenilor deja mântuiți. Nu găsim în această carte singura trimisă de Dumnezeu nici măcar o singură experiență în care Duhul Sfânt să coboare în plinătatea sa, ceea ce noi numim botez cu Duhul Sfânt, cu semnul vorbirii în limbi, peste o persoană nemântuită. Mai întâi oamenii au fost născuți din nou și peste oameni născuți din nou a venit puterea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu pune Duhul Său într-un vas murdar, mai întâi îl curățește. Asta înseamnă că oamenii erau deja mântuiți. Confuzia noastră pleacă de la confundarea persoanei Duhului cu acțiunea Duhului. Noi facem confuzie între persoana Duhului Sfânt, care mântuiește,
că nu există naștere din nou fără Duhul Sfânt, dar nu Duhul Sfânt ca putere, ci Duhul Sfânt ca persoană, pentru că atunci când omul este mântuit și născut din nou, prin Duhul Sfânt e născut din nou, dar atunci nu primește semnul vorbirii în limbi, ci primește înnoirea vieții. Noi confundăm soteriologia cu harismatologia sau misiologia și confundăm persoana Duhului Sfânt care face lucrarea de mântuire prin nașterea din nou la o viață nouă cu primirea unei puteri care ne este dată, du-te acum și lucrează, numai celor care au fost mântuiți. Botezul este dat în împărăție oamenilor lui Dumnezeu. Mântuirea este dată în afara împărăției pentru ca oamenii să intre în împărăție. În împărăție intri prin mântuire, iar în mântuire intri prin credință și pocăință. Și când crezi și te pocăiești, ești născut din nou. E o lucrare miraculoasă și supranaturală care schimbă interiorul omului și îl regenerează. Și când omul este regenerat, este mântuit, este în împărăția lui Dumnezeu, peste el vine o putere. De ce nu ne chemăm vecinii la stăruință mâine? Dacă botezul cu Duhul Sfânt e pentru ei, chemați-i! De ce îi chemăm doar pe frați și pe surori și îi chemăm la mărturisire? E nevoie de sfințenie. Dar câtă sfințenie are un om din lume ca să-l chemăm la stăruință? Oamenii lui Dumnezeu, nu trebuie să fim dependenți de tradițiile noastre și nici de insuficiența noastră pe care uneori am acumulat-o în biserica locală de unde venim. Trebuie să avem demnitatea să fim învățați din Scripturi și trebuie să avem demnitatea să renunțăm uneori la ce n-a fost suficient în înțelegerea noastră. Nu trebuie să ținem la asta doar că așa am primit, pentru că atunci și frații ortodoxi trebuie să țină la ce au primit. Dacă e Evanghelie, nu mai are importanță ce ai primit dumneata. Așa vorbește Domnul și asta este necesar și suficient. Dar să revenim. Ceea ce vreau să spun este faptul că botezul cu Duhul Sfânt nu are rol soteriologic, adică mântuitor. Dimpotrivă, el se dă oamenilor mântuiți. Ucenicii când au fost botezați cu Duhul Sfânt au fost mântuiți. Și în toate cele cinci cazuri, Ierusalim, Samaria, Cezarea, Damasc și Efes, peste tot oamenii botezați cu Duhul Sfânt au fost mântuiți inițial. Rolul botezului este harismatic, să primești harisma Duhului, arătarea Duhului, iar harisma nu mântuiește. Uitați ce scrie Fapte 1:8. Și când va veni Duhul peste, veți primi harismata. Acolo este dunamis, veți primi puterea și această putere se va manifesta în slujirea voastră. Zice, nu plecați de aici, când Biblia a spus nu plecați, erau mântuiți apostolii? Bineînțeles că erau mântuiți. Dar cine i-a mântuit? I-a mântuit Dumnezeu, născându-i din nou din apă și din Duh. Apa e Biblia care spune ce să faci, iar Duhul e Duhul Sfânt care te ajută să faci ce spune Biblia. Că degeaba știi dacă nu poți. Câți n-ar vrea să se lase de țigări și nu pot? Câți n-ar vrea să se lase de curvie și nu pot? Câți n-ar vrea să se lase de altele și nu pot? Duhul Sfânt le dă oamenilor putere să iasă din starea de păcat. Una este să știi, să ai descoperirea voii lui Dumnezeu și aceasta este prima fază și nu poți face ce nu știi, dar alta este să știi și să nu poți. Câți oameni au informația Bibliei și trăiesc în păcat? Biblia spune ce să faci. Duhul Sfânt îți dă putere să faci ceea ce spune Biblia. Biblia aduce credința. Dar credința are nevoie să fie împlinită prin faptă, ori de la a ști până la a face. E nevoie de resurse, de combustibil și aici nu merge cu benzină. Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi dunamisul, puterea lui Dumnezeu. Persoana Duhului Sfânt mântuiește și nu trebuie confundat cu botezul Duhului Sfânt. Că noi, când noi ne mântuim, noi nu suntem botezați cu Duhul Sfânt. Omul se mântuiește prin credință și pocăință și se botează. De ce botezăm oamenii? Că ei nu sunt botezați cu De ce îi botezăm în apă? Că ei nu sunt botezați cu Duhul Sfânt. Sunt mântuiți când îi botezăm? Bineînțeles că sunt mântuiți. Dar cum sunt mântuiți fără primirea puterii? Păi primirea puterii nu-i pentru mântuire. Primirea puterii este du-te, îți dau bani de drum.
Vrem să plecăm în Mozambic, trebuie să plecăm din decembrie, știți povestea. Și v-am tot rugat să strângem bani. Că unde să ne ducem fără bani? Ce să facem acolo? Să-i vedem pe oamenii și ei pe noi? Și să le zicem, după ce suntem mântuiți, trebuie să plecăm în slujbă. Cine face lucrarea Domnului? Oamenii din lume? Nu! Dar cine? Sfinții! De ce? Pentru că ei au primit puterea, ei au primit dunamisul. Rolul botezului este harismatic, nu este soteurologic. Este să primești ca să dai, nu este să primești. Duhul Sfânt ca persoană are rol mântuitor, dar ca putere are rol împuternicitor. Când vine puterea, te împuternicește și te duci să slujești altora. Îi suporți, îi rabzi, îi aștepți, îi îngădui, îi ierți, îi iubești, te gonesc, te duci din nou, îți vorbesc urât, pleci și revii, te cheltui pentru ei, te duci cheltuindu-ți banii. Aici nu este vorba de mântuire, e vorba de slujire. E vorba de osteneli în dragoste. Duceți-vă până la marginea pământului. Noi ne mântuim mergând până la marginea pământului? Nu! Dar suntem mântuiți, evident că altfel nu ne-am duce. Dar mântuirea este intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Lucrarea este acțiunea în împărăția lui Dumnezeu și în afara împărăției lui Dumnezeu. Știu că atunci când ai pornit crezând că Duhul lui Dumnezeu, că botezul Duhului Sfânt mântuiește și dacă nu vorbești în limbi nu vei intra în împărăție, te blochezi, ți se blochează mintea, ți se înțepenesc judecățile încât nu mai poți să accepți altfel. Simți că asta face parte din tine și nici nu vrei să te mai gândești la altceva. Noi trebuie să fim deschiși la Evanghelia lui Dumnezeu și să gândim cu o minte sănătoasă, să nu ne facem vinovați că punem înaintea lui Dumnezeu și a Scripturilor ceea ce am auzit și noi de la unul și de la altul care la vremea aceea au crezut că spun bine. Noi nu vorbim de superioritatea unora și de inferioritatea altora. Noi vorbim de adevărul lui Dumnezeu care este în carte. Când folosim termenul de naștere din nou, spunem că Duhul Sfânt face nașterea din nou și omul e mântuit. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, spunem că omul mântuit deja, născut din nou deja, primește puterea ca să se ducă. Nu ca să fie mântuit. Când omul e mântuit, face botezul, stă liniștit ca un nou convertit în adunare, nu se duce nicăieri. Chiar Domnul Iisus spune să nu plecați. Păi unde să vă duceți? Ce să căutați? Că nu știi tu bine pentru tine. Unde să te duci să dai altora când tu nici pentru tine n-ai? Stai să primești puterea. Dacă ești mântuit, mâine seară ne întâlnim în sala de rugăciune. Pentru că trebuie să mergem în numele Domnului. Nu știm câte zile mai avem de trăit. Trebuie să mergem. Noi iubim pe Domnul. De aceea vrem să mergem în numele Lui. Unde Domnul ne va trimite? Unde vom avea acces? Unde vom putea? Cu cine vorbim? Le împărtășim despre Harul lui Dumnezeu, care ne-a mântuit și pe noi și acum ne dă și resurse spirituale ca să mergem să slujim altora. Mântuirea e o lucrare interioară pentru mine. Înzestrarea cu putere e o lucrare exterioară pentru alții. Aceasta este toată această problemă. Dragii mei, în toate cele 5 experiențe ale botezului cu Duhul Sfânt, care sunt menționate în Cartea Faptele Apostolilor, rolul botezului este harismatic. Harismata. Observați că se vorbește în limbi, asta mântuiește? Nu. Se prorocește, asta mântuiește? Nu. Se predică, Petru predică când a venit harismata peste el. Asta îl mântuiește pe Petru? Nu. Asta e slujirea pentru alții. Atunci când primești puterea, zice, veți primi o putere ca să fiți martori. Nu poate fi martor decât cineva care a văzut accidentul. Dom'le, ai fost acolo? Da. Și cum a fost? Uite, dom'le, ăsta a venit dincolo și ăla a venit din partea cealaltă. Dar a mai fost și altcineva? Nu, numai două. Două mașini. Și cum? Uite așa, dar ai văzut cu ochii dumitale? Da. Asta înseamnă să fii martor. Cum să fii martor dacă n-ai văzut? Mergi să vorbești despre Domnul în urma experienței cu Domnul. Experiența cu Domnul se numește mântuire și e când vine Duhul peste tine ca persoană. Și după aceea este trimiterea în lucrare, când vine puterea Duhului ca să te duci. Puterea se manifestă prin daruri. E o lucrare în exterior. De mântuiți suntem mântuiți noi toți.
Dar Duhul ne spune că trebuie să primim puterea să ne miște și puterea aceea, în funcție de darurile pe care le avem, să lucrăm pentru Domnul. Atunci când vorbim despre stăruință, oamenii spun, unde scrie despre stăruință în Biblie? Frații mei, noi toți știm că scrie despre stăruință în Biblie. Cuvântul stăruință nu este menționat în Biblie doar în legătură cu rugăciunea. El este menționat ca o atitudine insistentă în legătură cu multe lucruri. Dar noi vorbim despre stăruință în rugăciune, despre insistență în rugăciune. Dar vorbim despre stăruință în citirea Bibliei, vorbim despre stăruință în fapte bune, vorbim despre stăruință în răbdare, adică perseverență, vorbim despre stăruință în multe aspecte ale vieții. Dar când vorbim despre stăruință în rugăciune, trebuie să subliniem că substantivul stăruință îl întâlnim o singură dată în Biblie, acolo unde Pavel îl menționează în Efeseni 6:18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Verbul a stărui însă îl întâlnim de mai multe ori. Eu o să spun câteva locuri din Biblie. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri, e textul pe care l-am citit la început, Fapte 1:14, sau altceva, 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Observați că aici are cuvântul, verbul a stărui, se referă la altceva. Stăruiau în învățătura apostolilor, adică aveau aceeași învățătură asupra căreia insistau. Dar nu stăruiau numai asupra învățăturii apostolilor, stăruiau în legătura frățească. Scumpii mei, trebuie să stăruim în legătura frățească. Uneori se mai rupe, că avem tendința să ne mai supărăm unul pe altul. Dar trebuie să insistăm asupra acestei legături, să o refacem, la fel și în familie. Ce s-ar întâmpla dacă în familie, la prima neînțelegere, fiecare și-a bagajul și pleacă? Pleacă unde? Asta e treabă de oameni mari? Ce atâta mof și ambiție? Mă gândesc că ar trebui canalizat pozitiv, nu negativ. Că vorbim despre plinătatea Duhului, nu a firii. Destul am fost noi grozavi dincolo de gard. Sau, Fapte 6:4, noi vom stărui necurmat în rugăciune și în predicare. Sau Roman 12:12, stăruiți în rugăciune. Sau Colosem 4:2, stăruiți în rugăciune și vegheați cu mulțumiri. Am vorbit despre câteva lucrări ale Duhului și aș vrea să vă mai spun că mai este și lucrarea eclesiologică. Duhul zidește biserica, îngrijește biserica, pregătește biserica. Și când îngerul va suna din trompetă la sfârșitul veacurilor, atunci Duhul va lua biserica și o va duce înaintea mirelui, pentru că biserica e mireasa. Evenimentul ăsta se numește răpirea. Duhul va face asta. El va sta aici cu noi și în noi până când ne va lua și ne va ridica. El va face asta. Dacă El nu e în noi, cine ne va ridica? Trebuie să fim plini de El. Dar El nu împarte cu firea, cu ambiția, cu nebunia, cu păcatul. El vrea să fie proprietar, nu coproprietar. Mai este și lucrarea escatologică pe care o aminteam. Escatonul e sfârșitul. În sfârșit, aș vrea să subliniez câteva lucruri. Niciodată nu trece timpul așa de repede ca atunci când predici și câteodată niciodată nu trece așa de greu când asculți pe cineva predicând. Aș vrea să spun două, trei vorbe despre piedici în calea rugăciunii. Rugăciunii stăruitoare și piedici în calea stăruinței cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Sunt oameni care în mintea lor au piedici și nu vor să treacă de ele sau nu pot să le depășească. Și aș vrea să prezint câteva dintre ele și să vă gândiți la asta. Denominaționalismul este o piedică de la denominație. Spre exemplu, dacă sunt credincioși din altă denominație, când aud de botezul cu Duhul Sfânt spun așa, noi nu suntem medicostali. Dar stai frate, stai un pic, că eu nu vorbesc despre penticostal, vorbesc despre biblic. Ce înseamnă denominaționalismul? Înseamnă doctrina denominațională fără Biblie. Adică nu vrei să te uiți în Biblie ce spune Biblia și spui, eu nu-s penticostal. Dar Biblia nu e penticostală. Uită-te numai în Biblie.
O altă piedică este ignoranța. Asta înseamnă experiență fără cunoaștere. Sunt oameni care au experiență cu Dumnezeu, sunt credincioși de mai mulți ani și sunt bucuroși de performanța lor spirituală, s-au lăsat de păcat, îl slujesc cum pot ei pe Domnul, au o viață de oameni cum se cade. Și atunci ei cu această experiență vin și spun, lipsiți de cunoașterea Scripturilor cu privire la harismata, la dunamis, și spun, eu sunt credincios, unde e nevoia de Duhul Sfânt în mine? Vii cu experiența și ignor cunoașterea. De asemenea, o altă piedică este intelectualismul, informație fără experiență. Sunt oameni care acumulează experiență și pe care nu o trăiesc. Nu experimentează, doar își umple mintea cu informație și te cheamă să ai debate, să ai discuție. Și el vine cu versete din Biblie ca să te convingă că ceea ce tu ai experimentat ieri nu e adevărat. Eu mă întâlnesc cu fratele George și el îmi spune că nu există George. Păi dacă m-am întâlnit cu el, cum să nu existe? O altă piedică pe care o întâlnim este populismul, adică harismă fără caracter. Sunt oameni care au darul de a fi foarte persuasivi, foarte harismatici și lumea, să știți, că e condusă de coeficientul de emoționalitate, nu de coeficientul de inteligență. Uitați-vă la marii lideri ai lumii. Nu întotdeauna au fost foarte inteligenți, dar au fost foarte puternici în capacitatea de a influența. Au fost foarte harismatici și cu această harismă au condus masele. Ei au plătit pe oamenii inteligenți ca să producă pentru ei, să gândească pentru ei, să proceseze pentru ei. Uitați-vă la marii lideri ai lumii și o să constatați. Vreți să vi-l dau exemplu pe Ceaușescu? Vreți să vi-l dau exemplu pe Hitler? Și vreți să vă dau exemplu pe alții care pur și simplu au avut un magnetism ieșit din comun? Și cu magnetismul ăsta oamenii au mers după ei. Conducere înseamnă influență, nu inteligență. Și cel mai puternic factor al influenței este harisma. Te copleșește, te ia cu fiori, te simți că te ții după el. Uitați-vă atunci când vorbim despre harismă, dacă există caracter în spate. Pentru că de foarte multe ori, dacă un om cu harismă apucă la microfon, așa de tare ne emoționăm, încât nu ne mai uităm dacă în spatele harismei există și caracter și omenie și integritate și motivații curate și altele. Așa sunt marile povești cu, nu-i frumos să dau nume de aici. Populismul presupune capacitatea de influență, dar nu întotdeauna un caracter hristic. Nespiritualitatea, religie fără sfințenie, sau legalismul, pasiune fără dragoste. Imaturitatea este activitate fără viziune, sau imitația este religie fără revelație. Religie fără revelație, revelația este aici, religia e cea de la bunica. M-a învățat pe mine bunica, bebică, maică, când te culci, zici așa pe pernă, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Zici de 7 ori și Dumnezeu te iartă. Așa am făcut toată copilăria, că atât am știut. Ce revelație? Bunica n-a știut de revelație, dar a știut și ea de la bunica ei, nu știu de unde o fi luat-o, probabil că bunica dumitale te-a învățat altfel. Ascultați-mă, bunicile noastre, dacă ce știu nu se potrivește cu ce este în Biblie, cu respect pentru dânsele, noi trebuie să ne luăm după așa vorbește Domnul. Asta nu înseamnă că nu ne respectăm bunicii, asta înseamnă că îl respectăm pe Dumnezeu. Care sunt caracteristicile stăruinței? Stăruința este caracterizată de câțiva factori. Primul dintre ele este importanța, adică convingerea că un lucru trebuie făcut cu orice preț. Spuneți-mi, dacă un lucru trebuie făcut cu orice preț, nu este așa că e important? Ați auzit pe cineva care trebuie să meargă să-și facă o operație? Știți ce simte un om când merge să facă o operație? Păi cei care am fost sau am avut pe cineva drag, știm ce simte. Dar de ce se duc? Pentru că trebuie. Prin operația aceasta speră să se elimine boala și să revină sănătatea.
Și pentru că este important, plătesc prețul. Ce înseamnă preț? Riscul să nu te mai trezești din anestezic, riscul să nu meargă operația. V-am spus despre femeia aceea din Turcia, o româncă, care a avut o operație genitală. În timpul operației i-au perforat din neatenție intestinul, i-au făcut altă operație la stomac, la zona abdominală, și pur și simplu este tăiată ca un pește și a rămas așa deschisă, plină de infecție. Știu asta de câteva zile de când am pus-o pe lista de rugăciune. De ce a acceptat toate lucrurile astea? Sperând că prețul acesta al durerii plătit o va face să iasă din situația aceasta de boală și să fie sănătoasă. Oameni buni, atunci când înțelegem că stăruința este importantă, plătim orice preț. Când știm că mântuirea este importantă, plătim orice preț. Când știm că misiunea este importantă, dărnicia e importantă, rugăciunea e importantă, posturile sunt importante, plătim orice preț. Dar când știm că sunt opționale, spui, mulțumesc, pentru mine nu. Stăruința nu e opțională, e importantă. Aceasta e caracteristica stăruinței. Înțelegerea că trebuie în mod obligatoriu. Apoi, o altă caracteristică este insistența. Asta înseamnă repetarea unei păreri sau a unei atitudini până la realizarea dorinței. Asta înseamnă că știi ce vrei, plătești prețul și nu te lași. Atunci când nu mai ai de lucru, te dă afară de la companie, ce faci? Depui o aplicație. Și dacă nu primești răspuns, ce faci? Mai depui una. Și dacă nu primești răspuns, ce faci? Mai depui 1000. Că nu poți să stai fără lucru. Și nici fără bucata de pâine. Nu te lași, repeți, 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 repeți. Repeți până când îți atingi scopul. La fel este cu stăruința. Statornicia este atitudinea disciplinată de a face în mod constant ceea ce este important și rezistând piedicilor, factorilor care forțează să renunți. Răbdarea este o altă atitudine. Mâine seară, poi mine seară o să vedeți că este nevoie de insistență, de perseverență și de răbdare. Să nu te lași, să nu te lași. Puneți în minte următorul lucru, Dumnezeu mi-a promis și El se ține de cuvânt. Faptul că nu mi-a dat încă demonstrează că eu încă nu sunt pregătit, nu mi-am mărturisit tot ce trebuia mărturisit, probabil că mă bazez pe meritele mele, vreau să fentez mărturisirea sau cine știe ce altceva. Undeva e o problemă, undeva e un robinet închis și de aceea nu mai curge apă pe țeavă până la capăt. Pleacă din boiler, dar nu ajunge sus la chiuvetă, pentru că undeva pe traseu un robinet e închis și nu trece dincolo de el, du-te și deschide-l. Aș vrea să ne oprim, dragii mei, în ciuda faptului că pot fi multe lucruri spuse în legătură cu stăruința, însă aș vrea să ne oprim, să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm. Dacă așa de importantă este stăruința pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, asta înseamnă că noi vom face o prioritate din acest botez. Închei cu gândul potrivit căruia în Faptele Apostolilor, capitolul 2, apostolii s-au rugat stăruitor și au fost botezați. În capitolul 4 s-au rugat din nou și Biblia repetă afirmația din capitolul 2. Au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dar cine? Aceiași oameni care au fost umpluți în capitolul 2. Dar cum? Cum vine asta? Au fost umpluți în capitolul 2 și sunt reumpluți în capitolul 4? Evident! Prima umplere se numește botez. Nu poți să fii botezat cu Duhul Sfânt ori de câte ori te reumpli. De reumplere este nevoie de mai multe ori, de reîmprospătare este nevoie de mai multe ori. În capitolul 2 este botezul. Dar se repetă umplerea, dar nu în sensul de botez, ci în sensul de reumplere. Asta înseamnă că de mâine încolo, toți cei care am avut experiența botezului cu Duhul Sfânt, trebuie să fim din nou înaintea Domnului. Trebuie unse rotițele ca să nu scârție. Trebuie să existe din nou entuziasmul acela divin care să ne dea impact între oamenii în mijlocul cărora trăim. Trebuie să avem râvna aceea care e mai mare decât râvna pentru noi. Vă aduceți aminte cum spune Pavel, sunt nebun pentru Hristos, ce dimensiune de dedicare, pur și simplu fără limite. Fără limite, ai vrea să te gândești dacă nu cumva măsura aceasta de dedicare n-ar trebui primită de inima mea? Oamenii lui Dumnezeu, viața ni se scurge printre degete, indiferent ce facem cu ea.
Putem să devenim religioși, comozi, tendință de mediocritate și superficialitate, să ne rezumăm doar la rugăciuni scurte și rare, doar la cât un versetaj pe care îl mai citim, doar la venirea la biserică, la minimul necesar, doar la atitudinea aceasta de semicreștini, uitând că dacă Pavel trăia la nivelul acesta, creștinismul nu se mai ducea doi pași mai încolo. Dar el a spus, pot totul prin Hristos care mă întărește. Și toată viața și-a dedicat-o Domnului. Sunt aici oameni care vor să-și dedice viața Domnului? Sunt aici oameni care vor să audă veniți binecuvântații Tatălui meu? Sunt aici oameni care vor să fie plini de Duh? Sunt aici oameni care vor să aibă influență asupra semenilor lor în sensul de atragere, de magnetism înspre Iisus Hristos? Sunt aici oameni care vor să fie instrumente în mâna lui Dumnezeu? Sunt aici oameni care vor să trăiască pentru El? Da, noi toți suntem aici pentru simplu motiv că îl iubim pe Hristos și vrem să-L servim pe El. Poporul Domnului, vă chem să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Domnul să ne asculte, să ne rugăm cu râvnă.